Investițiile în orașul tău, Țimăghirăuș, dau încetul cu încetul o nouă față urbei. În acest sens, primăria și-a îndreptat atenția și asupra centrului civic, pe care dorește să-l reabiliteze în totalitate. Startul modernizării va fi dat în scurt timp și investiția se va derula pe aproximativ perioada unui an de zile. Prin acest proiect va fi amenajată zona de centru civic între pod Băiță și pod Nistru, va cuprinde o zonă verde, o zonă de agrement, cu o valoare de investiție aproximativ 2 milioane de euro. Proiectul de reabilitare presupune că toate rețelele care traversează această zonă vor fi îngropate într-un canal tehnic. De asemenea, va exista și o bandă de colectare a traficului pentru cetățenii riverani din zonă, dar vor fi realizate și spații de joacă pentru copii sau spații de agrement. Dorim să dureze foarte puțin pentru că se va crea un disconfort în zona centrală a orașului și ne dorim ca până la finele anului 2022 acest proiect să fie finalizat. Proiectul este realizat din fonduri europene cu o parte de cofinanțare din partea primăriei Tăuții Măghirăuș. De asemenea, autoritățile locale vor acoperi și costurile pentru alte lucrări necesare pentru ca acest proiect să fie fezabil, a mai precizat edilul Dumitru Marinescu.